Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni! Bine ați venit la o nouă etalare! Voi face o etalare pe plan sentimental pentru Zodia Capricorn, Luna sau Ascendent în Zodia Capricorn. Cu tarotul voi clarifica cu acest oracol și voi cere un mesaj din partea îngerilor la sfârșitul etalării pentru dumneavoastră. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Și pentru o etalare în privat, bineînțeles, este mai detaliată. Puteți scrie la adresa de mail unde găsiți în acest videoclip mai jos și vă voi răspunde în prealabil. Haideți să începem. Pentru Zodia Capricorn, Luna sau Ascendent în Zodia Capricorn, v-aș recomanda să vă gândiți la o persoană dragă vouă sau la persoana iubită. Să descoperim ce simte această persoană pentru voi, dragii mei dragi, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Capricorn, Luna sau Ascendent în Zodia Capricorn, ce simte persoana la care vă gândiți? Simte iubire, are sentimente pentru dumneavoastră, vă gândește în momentul de față? Vă adoră, e ca și cum vă cheamă la persoana sa, se gândește cu plăcere la voi, dorește chiar să vă invite undeva sau e posibil să fi trecut printr-un mod un pic mai emoțional, printr-o situație emoțională aici, poate s-a întâmplat un eveniment mai vulnerabil, mai sensibil și acest lucru l-a pus un pic pe gânduri, poate fiind taur sau poate fi rac, scorpion, pești. E posibil să fie la drum această persoană sau să vă invite la o întâlnire undeva, da? Deci văd că vă gândește și se gândește la dumneavoastră, se gândește la o relație stabilă cu dumneavoastră. Este o persoană care dorește ceva stabil pe termen lung. Este o persoană care are principii, valori, ține foarte mult la acest lucru. Este o persoană tradițională care dorește să facă lucrurile bine într-un mod tradițional sau dorește să meargă la un preot, să vorbească cu un preot sau cu un maestru spiritual această persoană. E posibil să fie o diferență de cultură, de religie, de vârstă. Poate își dorește un copil sau aveți chiar un copil. Dorește să facă lucrurile bine, da? Într-un mod tradițional și lucruri tradiționale și sunt foarte importante pentru propria sa persoană. Se gândește la căsătoria cu dumneavoastră, se gândește la stabilitate cu dumneavoastră. Haideți să vedem Zodia Capricorn, Luna sau Ascendent în Zodia Capricorn. Ce face persoana la care vă gândiți? Ia uitați ce face. Se gândește cu iubire la voi, se gândește la împăcare, la pace, se gândește. Vă dorește, are sentimente, simte atracție pentru dumneavoastră. Ce frumos! Simte iubire, dorește să vă sărute, da? Dorește de apropiere cu dumneavoastră. Doiul de spade, dar aici este un pic de indecizie sau confuzie. Confuzie între mintea sa și emoțiile sale. E posibil ca această persoană sau între dumneavoastră și această persoană să fi fost o neînțelegere între voi doi, care a produs o pauză în a comunica, sau această persoană trebuie să ia o decizie și este între ciocan și nicovală, să spunem așa. Nu dorește să rănească pe nimeni, dar este rănită în același timp. E ca și cum are nevoie de ajutor. Nu vede o situație cu claritate. Da, deci doiul de cupe cu doiul de spade. Emoțiile sale
A fost o furtună emoțională în viața acestei persoane, care a legat-o și la ochi și la mâna, a pus-o pe pauză. Și e posibil ca această persoană să fie, nu pot să zic, poate fi duală, poate fi născută într-o zi de 2, 29, 11, poate are un semn de aer, gem în balanță, vărsător, curac, scorpion, pești, în tema sa natală, planetele importante. Este o persoană care dorește echilibru, caută echilibru emoțional, dorește echilibru emoțional și e ca și cum are nevoie de ajutor pentru a ieși din această furtună emoțională. Pentru că dorește așa, dar anumite situații o blochează și nu mai vede clar. Dorește claritate această persoană. Haideți să vedem. Zodiaca, mulțumesc. Da, forța. Această persoană are nevoie de forță interioară. Este ca cu forța aici și se roagă foarte mult, dar văd că are protecție din partea divinității, are un înger alături, este o persoană spirituală. Cu forța sunt multe, caută ajutor și cere ajutor din partea divinității, dar văd că un înger este alături. Este o persoană mentală, poate fi un vărsător, o balanță, această persoană. Forța și curaj pentru a face față anumitor sfide și provocări în ce privește situația sa emoțională sau relația sa. Regele de cupe, un bărbat matur sau această situație duce la maturitatea acestui bărbat. Și văd că această persoană, acest bărbat va avea importanță pentru el sau pentru ea această relație. Simte pasiune. Emoțiile sale sunt la, nu că sunt exagerate, dar această persoană este foarte preocupată în ce privește relația sa sentimentală, relația sa de cuplu. Au fost reproșuri sau discuții în ce privește această relație, discuții și reproșuri care a avut nevoie de foarte multă forță interioară pentru a face față acestor sfide și provocări, acestor reproșuri. Sunt regrete aici. Trei de spade, poate o dezamăgire a sentimentelor sau o dezamăgire din partea persoanei iubite, o minciună sau o trădare sau răni și suferință care au fost, din păcate, provocate, dar cu judecată aici, la baza pachetului, îmi spune că foarte multă critică și s-a judecat foarte mult aici și văd că această persoană va analiza trecutul și prezentul, în ce s-a întâmplat între voi doi, în ce privește trecutul său sau familia cu dumneavoastră, și va analiza aceste situații, aceste întâmplări și va vedea lucrurile mai clar. Și văd că va avea protecția îngerilor. Și un adevăr a ieșit la suprafață aici. Și văd că îngerii îl vor ajuta sau vor ajuta pentru a o trezi la realitate, pentru a lua hotărâri și a schimba viitorul acestei relații sau a familiei. Cu judecata aici e clar că se va termina cu judecata, cu critica și va lua hotărâri importante pentru a aduce lumină în viața sa. O renaștere, o îmbunătățire. Haideți să clarificăm. A fost o situație dramatică aici, de la drum sau la un drum. Și vi se spune să trăiți și să învățați din aceste lecții. Este nevoie acest lucru, da? Sunt experiențe de viață sau această persoană poate studiază sau studiază ce s-a întâmplat sau caută soluții în ce privește relația. Da, a fost foarte multă furie, a fost foarte multă, poate, jigniri între voi doi, certuri aprinse,
Cineva aici nu a fost prea elegant, nu a fost prea educat chiar. Și văd că cineva are un obiectiv pentru a se împăca cu dumneavoastră. Cineva are un obiectiv pentru a fi împreună cu dumneavoastră. Da? Pentru a reveni în viața dumneavoastră. Pentru care sentimente și iubire pentru dumneavoastră. Haideți să vedem. Ok. Și da, visează foarte mult. Are foarte multe iluzii. E blocat sau blocată mintea sa. Este indecisă. Se gândește la această furtună emoțională prin ce a trecut. Și oricum văd că își păstrează optimismul, da? Dar încă delirează foarte multe emoții în mintea sa, în sufletul său. Și e nevoie de foarte mult de indulgență. E nevoie de compasiune, de înțelegere. Pentru că e ca și cum nu mai vrea să cadă în tentație sau refuză, văd că va refuza și va încerca să facă față cu brio, să treacă peste aceste provocări. Nu mai dorește certuri, nu mai dorește discuție sau dacă veți avea aceste situații, încercați să nu puneți paie pe foc sau să evitați. Regele de cupe. Aici văd că este o persoană care vede problemele, dar nu știe cum să reacționeze sau nu vede, nu înțelege, nu știe cum să acționeze sau ce să facă. Da? Nu, dar își dă seama de aceste probleme, își dă seama de ce a făcut și ce a produs în viața sa. Treiul de spade. Treiul de spade, da, e o suferință aici, foarte multă suferință. Nu știe cum să acționeze, cum să procedeze, nu știe. Își dă seama că a fost un orb, o oarbă, își dă seama ce a făcut și văd că suferă și e persecutat de tot felul de iluzii în mintea sa, de evenimente din cele mai urâte, să spunem așa. Stă în întuneric, suferă, are coșmaruri, nu poate dormi, da? Haideți să vedem de la baza judecata. Judecata văd că va trebui să faceți un compromis. Dacă sunteți dumneavoastră, pentru că văd aici regele de monede, dacă sunteți dumneavoastră acest bărbat, trebuie să faceți un compromis între trecut și viitor, între discuții, să aveți răbdare, să fiți echilibrați, să fiți moderați, să ajungeți la un comun acord, la împăcare, să aveți răbdare. Știu că nu este ușor, dar e nevoie să faceți acest compromis pentru familia dumneavoastră și veți face acest lucru. Va fi o claritate, va ieși la lumină, va trebui să comunicați, să discutați pentru o reînnoire a relației, a situației și vi se spune să vă relaxați, să nu mai controlați situația sau persoana cu orice cost, pentru că ușile se vor deschide în fața ta, se vor deschide în calea ta. Haideți să vedem. Mulțumesc. Și zice că în primăvară ți se va îndeplini dorința. Când florile se vor înflori. Când florile vor înflori, dorințele tale se vor îndeplini pe deplin. Și va fi un nou început. Da? Primăvara va veni în viața ta. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul, e gratuit și în acest mod veți primi notificări în timp real cu ceea ce voi distribui. Și să ne vedem cu bine la următoarele etalări. Eu vă iubesc și vă doresc tot bine din lume. Dumnezeu să vă protejeze pașii. Sănătate, numai bine, la revedere!